fac curățenie de Paște în cimitire. Deci la cimitir, la cimitir. Tot românul gospodar spală covoare și încalecă pervazul ca să-și curețe geamurile, deretică prin casă să nu se necăjească bunul Dumnezeu că așteaptă învierea în necurățenie fizică și spirituală. Dar, la fel de bine, și cei trecuți în neființă merită să aibă și ei locul cu verdeață frumos amenajat, că e păcat de la Dumnezeu. Iar o firmă din Iași fix cu asta se ocupă. Arată foarte frumos, de la design-uri minimaliste, la cele clasice, cu panseluțe, tot tichisul. Iar România apelează la aceste servicii de întreținere, amenajare și îngrijire oferite de Andrei Lupu, care și-a construit o afacere alături de colegii săi pentru a face eternitatea mai estetică. Cei care sunt plecați în afară sau persoanele în vârstă care nu pot merge să aibă grijă de mormintele rudelor decedate, apelează la specialiști. Prețurile pornesc de la 390 de lei și pot ajunge la 1500 de lei în funcție de solicitări, iar unii clienți își fac și abonamente ca mormintele să arate curate și îngrijite. Ce pot să zic decât Dumnezeu să-i primească. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-i primească. Mi-a dat pachet.